Salut, Scorpion! Voi prezenta pe scurt horoscopul pentru perioada 1 iunie-15 iunie 2024. Schimbările, transformările sau renașterea în familie, cămin sau legat de relația cu partenerul de viață, cu părintele de același sex, apare o renaștere, o schimbare, o transformare. Primiți ajutor sau mergeți înainte, aveți stabilitate materială și financiară. Deci sunteți susținuți cumva din familie, din cămin. În relații experimentați schimbările. Energia este concentrată în ceea ce vă face fericiți, unde puteți visa, să aveți iluzii, rafinament, spiritualitate și să înțelegeți totuși corect realitatea. Sunteți dispuși să ajutați cu ceea ce se poate și atât cât este nevoie. Relațiile sunt de colaborare. Schimbările în ceea ce vă face fericiți vă dă visare, iluzii. Încercați să vă folosiți intuiția, rafinamentul, spiritualitatea. Sunteți fericiți în familie, cămin, relația cu partenerul de viață. Vă depășiți limitele și acceptați ceea ce devine posibil. Folosiți-vă intuiția, spiritualitatea, imaginația, creativitatea și visarea. În Gemeni se formează un stelium care va dura până în 17 iunie, deci după această perioadă chiar. Este format de Soare, Venus, Jupiter, Mercur. Cu această energie care aduce schimbare, transformare sau renaștere în comunicare, acumularea informațiilor și transmiterea lor, comunicați cu apropiații și relațiile sunt legați noi relații, deci relații noi pe care nu le selectați. În 6 iunie, luna nouă este în Gemeni. Se formează la ora 15:37, ora Bucureștiului, în 16 grade și 17 minute, Gemeni. Este un moment de schimbare, emoțiile vă sunt favorabile unor noi începuturi. Poate unii vă doriți studii, cursuri, călătorii, prin care să urmăriți informarea, deci să acumulați informații. Luna nouă este în conjuncție cu Venus. Aspectul este favorabil emoțiilor, sentimentelor, iubirei, generozității, dăruire și loialitate. Tot această lună nouă, totuși, pune limite cu o cuadratură cu Saturn, care aduce ceva blocaje, vă cere să vă revizuiți ceea ce vă aduce vouă o fericire, astfel deveniți cumva duri, fiind loviți în acest domeniu al fericirii, autoritari, chiar ajungeți la extrem și chiar impuneți celorlalți reguli, norme și vă asumați un rol de autoritate. Toate acestea sunt făcute din cauza experienței acumulate. Relațiile sunt autoritare, eforturile din familie, cămin sau din rutina sau sănătate, rutina zilnică, sunt ambițioase și aveți încăpățânare, mergeți până la autodistrugere cu această încăpățânare. Acțiunile sunt ferme și autodistructive. Deci dacă veți stabili ceva, nu veți renunța, chiar dacă este ceva greșit. În 9 iunie, Marte face ingresul în Taur. Contracte, asocieri sau procese, apare tendința de conservare în ceea ce ați dobândit. Nu veți acționa decât dacă securitatea voastră personală o impune. Puteți avea afecțiuni, puteți totuși pentru a progresa să arătați afecțiune, pasiune, creativitate și odată cu creativitatea chiar progresul.
Voi face acum și citirea tarotului. Este o citire pe domenii de viață. Chiar dacă vi se pare, eu știu, poate ciudat de ce amestec astrologia, adică casele astrologice, sunt domenii de viață, dar din viața noastră. Și atunci sunt întrebări pe care ni le punem, ce se poate întâmpla în acest domeniu de viață, în această activitate sau rutină pe care o fac. Deci nu este nimic ieșit din comun și mai ales că dacă vorbim de tarotul tradițional, nu aspectele noi legate, vorbesc de cele care sunt stabilite de sute de ani, avem semne care clar ne aduce la zodii, la planete. Venus în fecioară. Deci, acest aspect nu cred că deranjează. Haideți să vedem, cine vrea se uită și poate să înțeleagă și să vadă dacă se regăsește. Tot ceea ce spun aici este pentru 1-15. S-ar putea să aveți o ceartă. O ceartă care apare dintr-o discuție și din reproșuri. Deci, voi să reproșați ceva, celălalt vine și reproșează și el și se ajunge la o ceartă care duce la despărțire. Ceartă care poate fi cu un leu. Un bărbat cu ascendent zodie în leu, unde și el vă reproșează, dar și voi puteți să reproșați anumite lucruri. Pajul de spade arată o intrigă. S-ar putea ca această ceartă chiar să fie datorită acestei intrigi făcute de o femeie cu ascendent zodie lună plină în vărsător și un prinț de cupe care este destul de risipitor. Vorbim de un bărbat tânăr, aproape un copil, care risipește foarte mult, adică cheltuie foarte mult și poate că de aici apare această dispută, ceartă. Haideți să vedem, în primul rând, aspectele care sunt legate de voi și vorbim aici de... Da, deci... Voi personal, v-ați dori să vă împăcați cu cineva. Ați prefera să ajungeți la o înțelegere, la armonie, voi să cedați ceva, să cedeze și celălalt, astfel încât totul să meargă bine. Să ajungeți la o înțelegere. Dar apare și un doi de bâte, unde spune că ceea ce reprezintă pentru voi fericirea, iubire, distracție, sport, creativitate, hobby-uri, educație. Voi aveți ceva de așteptat aici, un răspuns. Poate că ați început un proiect, ați început o inițiativă, ceva, și acum așteptați să primiți acest răspuns. Dar acest doi de bâte arată că acest răspuns nu va veni foarte repede, va trebui să-l așteptați mai mult timp. Nouă de spade vă arată că aveți dușmani. Fie că cunoștințele voastre sunt, să zicem, deranjează pe cineva, ceea ce cunoașteți voi, ce știți voi să faceți, sau faptul că mergeți la niște studii, faptul că ați studiat ceva, faptul că vreți să mergeți la un concurs sau într-o călătorie lungă, declanșați această dușmănie, unde este bine să vă ascundeți scopurile. Roata norocului, 8-ul de bâte și carul de luptă. Deci, resurse, bunuri, materiale create de voi, s-ar părea că aici aveți un moment dificil în care voi vă doriți să aveți noroc, ceva să fie susținut de divinitate, deci să vină acel noroc. Dar, scuzați-mă, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă nu știți niciodată dacă acest sfinx va roti roata în avantajul vostru sau nu. Este o rotire întâmplătoare, dar totuși puteți să vă apropiați acest noroc,
adică să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să vă ascundeți scopurile și să fiți fermi în această atitudine, astfel încât să primiți cheia puterii, ceea ce vă doriți voi. Optul de bâte arată că la locul de muncă sau zilnic puteți să faceți o comunicare foarte rapidă. Vă descurcați foarte bine cu această comunicare. În carieră, menirea voastră, vreți să luați controlul, să sunteți într-o stagnare impusă și vreți să ieșiți din această stagnare, dar trebuie să rezolvați o situație dificilă. Și tot la fel de bine trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Nu va fi ușor să vă impuneți voința voastră printr-un triumf. Comunicarea, contractele și relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, voi sunteți fericiți. Arătați această fericire, soarele care întreține viața atâta timp cât are ce evapora. Deci am putea spune că acest soare este foarte vulnerabil răutății celor din jur și este bine să-l păstrați în sanctuarul inimii voastre. În ceea ce privește un contract, o asociere, căsătorie, proces, voi aveți o dezamăgire. V-ați fixat un scop să ajungeți la acest castel, dar sunteți împiedicați de râu. Ați ajuns în fața râului, nu aveți pe unde trece. Cupele sunt vărsate, nu aveți decât două cupe în spate, insuficiente pentru a vă întoarce înapoi din drum și a trece pe podul care este stabil. Deci am putea spune că această dezamăgire, cinciul de cupe, de multe ori este și din cauza voastră. Undeva ați greșit și acest lucru îl decontați, am zice. Regele de spade vine în poziția relațiilor. Poate un protector, poate un prieten, o asociație profesională, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în vărsător. Este un bărbat matur, o persoană care își folosește foarte bine ideile, mentalul, gândirea și poate să emită anumite idei, anumite concepte și chiar anumite aspecte de legalitate. Deci este o persoană care se retrage de obicei, îi preferă singurătatea, nu arată sentimente, deci nu vine să vă asculte sentimentele, sensibilitatea. El vă spune foarte rece ideile. Vorbim de familie, aveți un 7 de bâte, schimbări, transformări și karma. Deci am zice că în familie, în cămin, relația cu partenerul de viață, chiar dacă aveți mici blocaje, puteți să le deblocați, aveți cu ce, deci aveți tot ce vă trebuie să ieșiți din aceste blocaje. Și schimbarea, transformarea, renașterea va aduce această poftă de viață, de a concura, de a rivaliza. Această rivalitate pare ca un joc de copii, cu mici bârfe, mici răutăți, dar niciodată nu veți ști cine va câștiga. Este un moment de confruntare. În schimb, din punct de vedere karmic, aveți aici mica benefică, împărăteasa, care vedeți semnul lui Venus. Deci, din punct de vedere al sacrificiilor, al secretelor, al iubirii, al sănătății, această mică benefică vine și vă spune că este bine să vă doriți ce este posibil, fiindcă ea poate să vă ofere ce este posibil. Este ca și îndeplinit. Întotdeauna Venus, așa cum este și Jupiter care ne aduce abundența,
dar nu întotdeauna în anumite domenii de viață, știți ce e prea mult, mai și strică. Ori Venus este totuși cumpătată. Venus este o autoritate și ea, vorbim de împărăteasa, la fel cum împăratul reprezintă autoritatea și împărăteasa este și ea o autoritate și niciodată nu o să dea mai mult decât ce este posibil. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Aceasta a fost citirea pentru această perioadă, 1-15 iunie. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!